N-ai ce face și nu te poți abține. Aștepți matematica și, bineînțeles, pe mine. Salutare, dragii mei! Azi mi-am propus să vă demonstrez că matematica poate fi nu numai interesantă, ci și super ușoară. Știm cu toții că avem 10 degete, tot așa avem 10 cifre cu care formăm toate celelalte numere, de exemplu 0, 1, 2, 3 până la 9. 9 este cifra cea mai mare. Vom vedea în cele ce urmează că este o cifră specială. Hai să numărăm de la 0 la 9, așezăm cifrele în jos, una sub alta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apoi numărăm la fel, dar de jos în sus, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observăm că dacă adunăm, 0 plus 9 este 9, 1 plus 8, 9, 2 plus 7, 9 și tot așa până la ultima, 9 plus 0 este 9. De fiecare dată obținem 9. Dar mai știm că toate acestea sunt rezultatele înmulțirii cu 9. Interesant, nu? Hai să încercăm altceva. În limba română noi scriem de la stânga la dreapta. Hai să așezăm cifrele 0, 1, 2, 3, 4 și acum așez de la dreapta la stânga și zic 5, 6, 7, 8, 9. Hai să adunăm pe verticală. 9 plus 9 este 0 plus 9 este 9, 1 plus 8 este 9, 2 plus 7 9, 3 plus 6 9, 4 plus 5 9. De fiecare dată am obținut cifra 9. Hai să scriem un număr format din cifre în ordine descrescătoare, de exemplu 4, 3, 2, 1. Dedesubt scriem același număr, dar inversat. 1, 2, 3, 4. Dacă tragem linie și scădem, vom obține 3087. Rezultatul este însă unul interesant, pentru că 3 plus 0 plus 8 plus 7 este egal cu 8 cu 7, 15 și cu 3, 18, dar 1 plus 8 dă tot 9. Interesant, nu-i așa? Hai să încercăm cu un număr oarecare. De exemplu, scriu 52 și scad inversul lui, 25. 12, 2 minus 5 nu se poate, ne împrumutăm. 12 minus 5 este 7, 4 minus 2, 2. Da, dar 2 plus 7 este tot 9. Hai să mai încercăm un număr. De exemplu, 621, scădem inversul lui, 1, 2, 6. Rezultatul este 4, 9, 5. 4 plus 9, 13, plus 5, 18. Dar 1 plus 8 dă tot 9. Hai să încercăm 81 minus 18. 18 este inversul lui. 1 minus 8 nu se poate. 11 minus 8 este 3. 7 minus 1, 6.
6 plus 3 egal cu 9. Dar observăm aici că și 1 plus 8 era tot 9, la fel cu 8 plus 1 care era tot 9. Hai să vă mai arăt un exercițiu. 531 minus inversul lui, 135. Rezultatul este 3, 9, 6, adică 3 plus 9 plus 6, 3 plus 9 este 12, 12 plus 6, 18, dar 1 plus 8 este tot 9. Înmulțind orice număr cu 9, vom obține un alt număr ale cărui cifre adunate dau 9. De exemplu, 13 ori 9 este 117. Puteți să mă verificați cu calculatorul. 34 ori 9 este 306. Înmulțesc practic pe 9 cu fiecare, 9 ori 4, 3, 6, 9 ori 3, 27 și cu 3, 30. Ce să zic, 125 ori 9, egal 1, 1, 2, 5. În fiecare caz, 1 plus 1 plus 7 dă 9. 3 plus 6 dă 9. 1 plus 1, 2, cu 2, 4 și cu 5, 9. De fiecare dată am obținut 9. Cine nu s-a jucat vreodată cu cubul Rubik? Știm că pe o față are 3 ori 3 pătrate, dar 3 ori 3 este 9. Dar cubul are 6 fețe. Adică 6 ori 9 egal cu 54 pătrate, dar 5 plus 4 este tot 9. Dacă privim cubul tridimensional, așa, el va avea 3 ori 3 ori 3, adică 27, dar 2 plus 7 este tot 9. Hai să înșirăm numere și zic așa: 0, 9, 18, 36, 45. Sub ele scriu inversul lor, adică 54, 63, 81, 90. Hai să adunăm pe verticală. 0 plus 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. De fiecare dată am obținut 9, 9. Cum înmulțim un număr de o cifră cu 9? De exemplu, 7 ori 9. Prima cifră a rezultatului o obținem scăzând din 7 1. 7 minus 1 este 6. A doua cifră este complementul lui 6 până la 9. 6 cu cât fac 9? 6 cu 3. Hai să mai facem o înmulțire și zicem 8 ori 9. Am zis așa, prima cifră este cu 1 mai mică decât 8, adică 7, și apoi complementul lui 7 până la 9 este 2. Și acum bonus, vă arăt cum înmulțim un număr de două cifre cu 99. De exemplu, 23 ori 99. Prima parte a rezultatului o obțin
scăzând 1 din 23, deci voi avea 22. A doua parte a rezultatului este dată de complementul lui 22 până la 9. 2 până la 9 e 7, 2 până la 9 este 7. Sau 24 ori 99. Am zis că prima parte o obținem scăzând 1, deci avem 23. Și apoi, complementul lui 2 până la 9 este 7, complementul lui 3 până la 9 este 6. Acesta este răspunsul. Și în final, să nu uităm că în clasă suntem 23, dar dacă scădem din 23 inversul său, adică 32, deci 32 minus 23, evident că obținem 9. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare, numai bine!